mă gândesc așa, în momentul în care am urmărit materialul, am rămas siderat. Deci 90.000 de lei pentru renovarea unei clase. Părintele cu care am vorbit ne-a povestit că banii îi strâng părinții și că au discutat între ei. De altfel și din discuțiile pe care le-am văzut de pe WhatsApp-ul lor, practic hotărăsc de unde să ia, ce mobilier să ia. Și la un moment dat au vorbit despre prețurile din anii trecuți și erau tabele efectiv cu fiecare obiect cât costă. Și în anul școlar trecut un părinte menționa că trebuiau să dea cel puțin 2000 de lei de părinte. După aceea mai exista un fond al clasei lunar pentru mâncare, pentru rechizite, vorbeau de cel puțin 300-400 de lei. Și mai mulți părinți s-au revoltat, evident, plus că prețurile de anul acesta, din ce înțelegem de la cei cu care am vorbit, au crescut din cauza inflației, au ajuns la 2500-3000 de lei. Și dacă înmulțim cu cei 30 de părinți aproximativ cât are, mă rog, 30 de copii, deci per copil ar însemna maximum 3000 de lei din ce înțelegem, din ce și-au calculat părinții, ar duce la asemenea costuri. În contextul în care această clasă step by step este în învățământul de stat, nu este școală privată. Învățământul de stat este gratuit, indiferent de ce variante de învățământ de stat. Este gratuit, dar costă. Cum... Este gratuit, dar costă. În cazul de față, destul de mult. În cazul de față, da, destul de mult. Domnule Duminică, este o practică intrată cumva în filonul nostru național, aceea de a da bani pentru orice, să-i dai omului ceva, nu? Sau să contribui pentru educația, pentru că altfel nu se poate educa un copil, decât cu bani dați pentru renovare, pentru tot felul de lucruri, rechizite și așa mai departe. Aici, de fapt, e obișnuit în a suplini capacitatea statului de a face ceea ce trebuie. Dar și aici trebuie să ne uităm. Dar, în cazul de față, nu cred că trebuie să menționăm numele cu organizații care poate conduce către ideea de învățământ privat, pentru că nu vorbim de învățământ privat, vorbim de învățământ de stat alternativ, legal, dar și de susținut de către bugetul național. Pentru că, în conformitate cu legislația națională, aceeași alocare per capita se face pentru orice formă de învățământ, chiar și pentru copilul care învață la privat în momentul de față. Așa că nu există scuză în momentul de față, decât că e mult mai simplu pentru școala respectivă să strângă bani rapid de la părinte decât să ceară de la primărie. Dar părintele mai obișnuit să nu reacționeze și să cotizeze, uite, face lucrul ăsta, cu toate că este ilegal, incorect și imoral. Nu, acum trebuie să ne uităm de unde am plecat. Dar și trebuie să ne gândim că, de fapt, problema, din punctul meu de vedere, este mai degrabă la managementul unității școlare, care cu siguranță știa ce se întâmplă și care poate, și subliniez poate, a încurajat lucrul ăsta. Acum, ce fac părinții care nu au? Grav, pentru că ei devin victime de două ori. Odată victime a sistemului, uite, devin ăla nesuferitul, dar și victimul celorlalți părinți, care se zic, uite, din cauza voastră nu putem să facem noi clasa bună. Să facem clasa frumoasă, copilul să aibă parte de tot ceea ce trebuie. Când, de fapt, principalul vinovat aici nu este cel care clamează respectarea legii și principiul, ci mai degrabă cel care o pervertește. Nu e o chestiune care va ieși greu din mentalul colectiv, pentru simplu motiv că a fost prea mult timp o realitate încurajată, tolerată și... Dar credeți cumva că dacă acei părinți ar fi cotizat mai puțin, ar mai fi spus? Sau li s-ar fi cerut, nu știu, 500 de lei în loc de 2000 sau 3000 de lei? Apar n-am. Foarte probabil că nu. Însă cifra este destul de mare. Și totuși vorbim de o școală de cartier, unde, în general, oamenii care... cum să spun, nu e o școală de pizze unde să fie copii de bani gata. Dar 2500-3000 de lei înseamnă sumă, pentru foarte mulți dintre români. Foarte probabil că dacă suma ar fi fost una de câteva sute de lei, reacția să fi fost mai puține. Însă principiul rămâne. Da? Și aici, repet, cred că trebuie să ne uităm foarte atent la ceea ce se întâmplă în școală. Ori părinții se antagonizează pentru că sunt îndemnați să se antagonizeze. Însă cei care au creat acest context sunt principalele responsabili. În mod normal, școala nu ar fi trebuit să facă asta. Școala ar fi trebuit să facă demersurile către unitatea administrativ-teritorială, către primărie, pentru a primi fondurile necesare, să aplice la proiecte, să facă ceea ce trebuie să facă, astfel încât să asigure tot ceea ce trebuie copiilor. Dar nu există o responsabilitate a părintelui în ceea ce privește asigurarea pereților și infrastructurii de care are copilul. Păi atunci ținem acasă, Doamne iartă-mă, și plătim sori, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, creșteți școala pe numele părinților și nu mai lăsați pe numele primăriei. Măcar să devină proprietatea părinților și atunci părinții investesc. Da, adică parteneriatul ăsta înseamnă cu totul și cu totul altceva. Părintele este responsabil, în cazul de față, și să îmbunătățească infrastructura, părintele este responsabil și să dea copilul la meditație ca să aibă rezultate bune, să ia PAF-ul, să ia examen național și PAF-ul, că dacă nu îl dă la meditație, vai de capul lui. Părintele este vinovat de toate, păi, și atunci sistemul ce mai face? Dar doar îmi depozitează copiii, îmi pline copiii care să pot să mă duc la muncă. Că asta e de nou o prostie gândită de foarte multe. Că, domnule, trebuie să avem unde să lăsăm copiii. Nu, școala nu este loc de depozitat copiii. Dar școala este loc unde copilul trebuie să se dezvolte. Unde copilul are nevoie de toate lucrurile, alea și pentru suflet și pentru minte, astfel încât să ajungă la potențialul lui maxim de dezvoltare. Ce nu învățăm noi pe copil în momentul de față? În momentul în care îi cerem bani pe la început. Îl facem, dar cum să spun eu, victima bogăției sau sărăciei părinților. Da, nu, discuții destul de ample. E o temă recurentă. Ioana, te-aș întreba de ce totuși autoritățile răspund așa sau practic nu răspund la solicitările presei. Pentru că am urmărit în material, directoarea a avut un răspuns extrem de tăios, așa, ne? De obicei, când te știi un pic cu musca pe căciulă, bănuiesc că primul instinct pe care l-ai este să te ascunzi. Este o practică generală, dacă mă gândesc nu doar la subiectul acesta, spre exemplu la subiectul cu bătrânii care au fost maltratați. A trebuit să fie făcută o investigație jurnalistică vreme de 6 luni de zile, să fie publicată, ulterior să intre și autoritățile pe fir, să mai tragă încă 6 luni de zile să se ia efectiv o măsură, deși ONG-urile și oamenii care au văzut despre ce este vorba au alertat autoritățile mult timp înainte și au zis autoritățile inițial, nu e nicio problemă. În general, cam asta este atitudinea autorităților din România. Nu este nicio problemă, mergem pe burtă, vedem cum mergem mai departe, încropim noi ceva, ne descurcăm. Problema este, și asta voiam să punctez din nou ce a zis domnul Duminică, s-au format 2 tabere acolo, probabil vorbim de părinți care nu își permiteau să dea banii aceia și restul părinților care le spuneau celorlalți că noi facem un efort pentru copiii noștri și că de ce nu faceți și voi un efort pentru copii, că e vina voastră, că nu știu ce, adică ei nu înțelegeau efectiv că nu este ok și nu își puneau o problemă de morală și de etică din punctul acesta de vedere. Și erau mai mulți părinți care acceptau această situație și mai puțini părinți cei care își dădeau seama că nu este normal așa ceva. Ceea ce mie mi se pare destul de... Până la urmă lipsa banilor a generat o știre. Sunt sigură că da, și nu numai. Unul dintre părinți vorbea de, nu știu dacă avea sau nu bani, dar vorbea de, dar nu e normal așa ceva, nu e, din ce țară trăim aici, ce, trebuie să dăm bani, trebuie să dăm bani la meditații, trebuie să dăm bani să renovăm sala de clasă, trebuie să dăm bani doctorului să ne opereze deși dăm taxe, trebuie să dăm bani pentru tot. Adică... Deși este ilegal, dar atenție, amenda este mult mai mică decât li s-a cerut părinților. Da, iar în contextul acesta, spre exemplu, a fost o inițiativă legislativă care înțeleg că ar fi fost blocată în Parlament, prin care se dădeau amenzi în cazul acesta, în care se cerea fondul clasei, dar cumva practica este încurajată de autorități.